seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm seria noastră de interviuri cât o carieră. Invitatul meu din această seară este Nae Karanfil. Bună seara și este o adevărată onoare că sunteți aici, este o sărbătoare. Bună seara, mă bucur că sunt aici, nu știu ce sărbătoare ar putea să fie, dar să mă bucur. Prezența dumneavoastră aici este extrem de cerută și dorită. Ex Abrupto, care este filmul care v-a inspirat în copilărie sau în adolescență, filmul care vă va servi ca reper ani mai târziu? Au fost mai multe, la fiecare etapă a copilăriei am avut câte un ptice spet așa. Nu știu, cred că primul care m-a dat pe spate, copil fiind, a fost Mary Poppins. Țin minte că am citisem cartea, nu-mi plăcuse cartea și am și făcut scandal, că nu vreau să merg la filmul acela, vreau să merg la altul și taică mi-a lăsese exact Mary Poppins pentru seara aceea sau după amiaza aceea, dar n-am regretat. Pe urmă au fost multe repere de-a lungul evoluției mele sau involuției mele. Sigur că probabil că momentul în care mi-am cristalizat așa un fel de drum, un fel de stilistică la care aș vrea să acced, a fost filmul lui Billy Wilder, The Front Page, prima pagină. Am descoperit un tip de comedie pe care nu-l știam, care mă fermeca total și în același timp era un cinism destul de solicitant. Foarte interesant. Colegii mei au pregătit un material cu momente din filmele la care ați lucrat. Ne delectăm împreună și revenim. Terminați! Eugenie, asta e situația. Poate să vrei să-l găi pe frazii meu care ca l-asist. O să curgă sânge, să-i știi. Poate vrei bătaie. S-am spus-o cu frumosul. Ce mă vrei bătaie? Băi, fii așa. Bătaie? Dacă zai, îți par ochelarii, chisoi și măzii de norocit. Cine ești tu, mă, să te lește, mama, cine ești, da? Dar cine ești, mă, să te dai mare zi? Las că vezi tu cine sunt. De ce dai, bă, de ce dai? Băi, a zis femeia că poți să-i dai drumul. Bă, da? Să nu mă uitați, băieți! Un tată! Deci, ce tip de contradicții au sesizat poeții secolului XIX? Antagonice. Poftim? N-am înțeles întrebarea. Întrebam care ar fi problema cu fratele meu. Ai citit-o? Aveam 4 cititori pe lumea asta și unul dintre ei era Diana. Îmi miroseam cei mai frumoși ani în fața unei mașini de scris, în timp ce undeva afară exista o ființă specială pentru care merita să lupți. Cineva, acolo sus, mă iubea. Uniformă, decorații, cârje. Îl chiorești cu o minge de ping-pong și dai o tabliță. Ochiul și piciorul meu au rămas la Stalingrad. Gravidă în luna 7. Îi dai un cărucior de copil în care să plimbe o păpușire. Măcar ăsta mic să trăiască. Măcar ăsta mic să trăiască. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, șevracul! Teatrul domnii mei. Nobilă și grea întreprindere. Știm că ați muncit serios pentru acest examen de intrare și nici pentru noi nu a fost ușoară alegerea. Dar pe unii dintre dumneavoastră, dacă pot să zic așa, i-a ales natura. V-ați distrat aici, în rolul ăsta? Era greu de ținut lor din rolul ăsta, în ochi era foarte... Cred că trebuie să ții pometele ridicate. Da. Eu sunt regizorul.
Regizorul? Da, știți, e persoana care face mise-en-scène. Face? Cel care pune în scenă, sire. De fapt, cel care face filmul. Păi, Lemon, credeam că tu faci filmul. Desigur, sire, banii mei fac filmul. Atunci, despre ce e vorba? Da, știți, sire, toate problemele practice... E nevoie care... de un om care să stea la cârmă. Un responsabil cu organizarea, sire. Cum ar veni un administrator, ceva între secretar și șef de protocol. Un fel de contabil. Cineva trebuie să facă și treaba asta. Ce treabă? Pentru Dumnezeu! Leonacii de față pune banii, artiștii își joacă rolurile, domnul acesta fotografiază toată Bazaconia. Ce dracu-i mai rămâne de făcut copilului ăsta? Eu domnesc, sire. Restul e tăcere. Our mission is to make an educational feature. Sort of reconstruction of five people who robbed a bank car. Action! Can't believe it, can you? Neither can I. Stop! Cut! You got a gun to your head and you're smiling. Sorry, I simply cannot work under these conditions. I want to go back to my cell! Căci fostul vostru pământ e un gigantic mormânt pe care frunze moarte s-a șterg. Și niciun seisme, vin și inundații, foamete și radiații, distrug civilizații. Care nu vă pricepeți. Nu conduc. Am revenit așadar. Dacă ar fi să urmărim un filmuleț ca cel pe care l-am văzut mai devreme cu imagini din copilăria dumneavoastră și ați avea o telecomandă să puteți pune pauză oricând, ce frame, ce amintire, ce secvență ați dori să ne împărtășiți din cea mai frumoasă perioadă din viața unui om? Păi poate că cea mai frustrantă, cele mai frustrante momente ale cele mai frumoase perioade din viața unui om erau taberele de pionieri pe care le făceam între, eu știu, 8 și 12 ani. 7, 6 și 10 ani la Eforie Sud. Și era, ce se întâmpla acolo? Acolo era ca armată, adică ca la armată. Practic, stagiul meu militar a fost ceva mai relaxat decât acele tabere care erau atât de stricte, atât de realmente cum să spun? Dure pentru un copil. Da, penitenciare, practic. Se mergea la plajă cu fluierul 10 minute pe față, 10 minute pe spate, 10 minute pe parte, 3 minute în apă cu un cordon de băieți mai mari care trebuiau să țină frontiera acolo, să nu depășească niciunul din cei mici... Da, geamandură. Era... Nu ajungeați până acolo. Nu se punea problema de geamandură. Care era scopul acestor tabere? Erau scopuri recreative, evident. Recreative? Da, recreativ comunist. Cu piciu! Era sistemul comunist de a face educație și de a, mă rog, de a pune copiii să fie într-un regim disciplinar de mare angajament. Cu patriotisme, cu careu, cu ridicat steagul, cu cântece patriotice, era ceva de groază, să spun. Deseori m-am întrebat de ce și-ar dori cineva să devină regizor. Din exterior pare o muncă titanică. Trebuie să-ți asumi o grămadă de responsabilități, să iei hotărâri, să răspunzi la multe întrebări. De ce regizor? Cred că din exterior mie mi s-a părut distractiv. Mi s-a părut un joc și un mod de a trece prin viață aventuros și extrem de liber. Ca să descoper, intrând în această profesie, că este foarte, foarte riscant, dar mai puțin aventuros. Este riscant pur și simplu. Partea de distracție este redusă la un minimum. Este extenuant, este înfricoșător uneori, este frustrant de foarte multe ori,
Și este o povară pe care o duci sisific, aș spune. Adică întotdeauna să ai sentimentul că ajungi undeva și de fapt te-ai trezit înapoi la baza dealului cu același cataroi în spate, încercând să încerci încă o dată. Poate de data asta iese. Spuneam că e o responsabilitate totală, pentru că dacă un film se întâmplă să nu ajungă la niște așteptări, ghilotina publicului va tăia tot timpul capul regizorului. El este învinuit de eșecul unui film. Așa este, și se întâmplă uneori și mai rău decât atât, ca ghilotina publicului să nu ajungă să taie capul regizorului, pentru că filmul să nu ajungă la public, pur și simplu, nici măcar să n-aibă șansa de a se deschide către un public. Să fie omorât din față. Să fie un film care zace într-un sertar și trei oameni l-au văzut, printre care 2 și jumătate erau prietenii regizorului. Spuneați că există și totuși o parte distractivă. În timpul filmărilor sunt momente de grație, sunt momente în care ai sentimentul că se naște ceva unic și irepetabil. Da, și oarecum te atinge undeva o mână divină. Dar unele momente absolut senzaționale sunt și în faza de postproducție, unde încep să vezi cum se leagă aceste bucățele de puzzle, piese de puzzle, se leagă între ele în moduri în care nici nu ți-ai fi putut imagina. Tu, ca creatorul, scenaristul și regizorul filmului, descoperi la montaj că ai făcut un alt film, poate mai interesant decât ce ai gândit inițial, și lucrurile încep să se creeze, să se construiască în fața ta. Iar când vine și muzica, de exemplu, și se pune pe tot montajul terminat, este un moment de, cum să spun... De grație. Da. Divin. Sunteți fiul unuia dintre cei mai mari critici de film din România. Mergeați cu tatăl dumneavoastră la cinematograf, la festivaluri? Da. La festivaluri mai puțin, că n-aveam cum. Dar la cinema mergeam, din frage de copilărie. Cu taică meu, știu că el la momentul respectiv ținea rubrica de film din ziarul Informația Bucureștiului, deci trebuia să vadă cam tot. Da. Deci programul era foarte strict de vizionări. Noi mergeam cu publicul la cinema, adică nu se făceau vizionări speciale pentru critici. Pentru critici, da. Dar de multe ori trebuia să facem niște cascadorii. Intrăm la un film de la jumătate spre final. Deci pentru mine era foarte greu să înțeleg despre ce e vorba, ce se întâmplă. Pierduse jumate din acțiune, după care mergeam la un alt film cap-coadă și după care reveneam la primul și vedeam prima parte. Și începeam să refac în cap puzzle-ul despre care vorbeam mai devreme. I-ați dat vreodată un scenariu să-l citească? Da, îi dădeam scenariu să-l citească, dar îmi spunea tot timpul că pentru el este foarte greu să vizualizeze o pagină scrisă. Lui trebuia să vadă imaginile să meargă pe fluxul lor. V-a demolat vreodată un scenariu? A spus ăsta, demolat? Nu. Nu. Nu, păi ar fi fost greu să demoleze cineva un scenariu de-al meu. Asta așa este! Asta nu, vreau așa să este. Nu vreau să pară încrezut, dar... De a demora, nu, există obiecții, există momente în care din afară mi-au venit foarte multe sugestii sau critici sau lucruri în care mi se spunea, domnule, partea asta trebuie schimbată, trenează sau n-are încă rit sau e prea expediată. Deci de foarte multe ori îmi pun la încercare scenariile cu diversi lectori. În care aveți încredere, da, bineînțeles. Exact. Și primesc tot ceea ce mi se aruncă înapoi. În mod critic, adică iau ce-mi convine și... Asta e un curaj. Nu e curaj, este aproape o chestie de igienă. E un proces, da. Artistului, da. A scris vreodată o cronică despre un film de al dumneavoastră? Nu, dar am scris altceva. Cu mulți ani în urmă am pus în scenă un spectacol de teatru la Piatra Neamț. Era un musical, Bună seara, domnule Wilde, și în ziua în care a fost urma să fie primul spectacol cu public, în dimineața acelei zile, toți actorii au putut vedea afișat la vizier un text dactilografiat, cronica spectacolului, semnată de un oarecare dintr-o revistă locală, județeană, ceva... Trompeta Neamțului, nu știu, habar n-am ce era, și în care spectacolul era demolat punct cu punct, actor cu actor, departament de departament, și cu un cinism și cu un umor extraordinar, și toți stăteau și se uitau și de aproape nu le mai venea să joace, pentru că dacă așa începe toată povestea asta, unde vom ajunge? Da. Ce nu știau ei este că eu eram autorul acelei cronici, așteptam să văd reacțiile lor ca să Care a fost scopul acestei ghidușii?
să mă distrez eu și v-ați distrat. Mă chinuise 3 luni să montez spectacolul ăsta zi de zi. Mi-a făcut și eu o mică bucurie, o savarină la despărțire. Ați pomenit de faptul că ați montat piese de teatru. Faptul că ați montat recent Papagalul Mut la TNB demonstrează că a fost mai mult decât un experiment. E ceva la care vă întoarceți. Nu e chiar așa. Teatrul este în viața mea o experiență salvatoare, pentru că mi-a acoperit vreo 3 sau 4 ani din viață cu lucruri extrem de utile și de fructoase până la urmă, care altfel s-ar fi desfășurat acești 4 ani în făcut cafele la buftea și stat pe platou să ard gazul, neputând să mă gândesc măcar la șansa unui debut în anii aceia. Întoarcerea acum cu Papagalul Mut la Teatrul Național a fost, nu știu dacă neapărat o întoarcere, ci mai degrabă un experiment. Eu am făcut acolo un film. Filmul nu se putea face pe peliculă pentru că ar fi fost înfiorător de scump și de complex. Neputându-l să fac, dar fiindu-mi foarte dragă povestea și lucrând la această poveste de-a lungul unor ani, mai de mult, mi-am spus că ar fi interesant să văd dacă nu pot face un film pe scenă. Și asta am încercat să fac. Ați plecat la Bruxelles pentru a urma programul scenariștilor europeni. Cum ați realizat că aveți darul ăsta incredibil de a scrie? De la ce vârstă? De mai de mult. Practic de la începutul anilor de liceu. Începusem deja să scriu schițe umoristice pentru cenacul literar al liceului. Luasem și un mic premiu pentru că televiziunea română la vremea respectivă organizase un concurs de scenarii scrise de copii și adolescenți pentru filme de televiziune. Și am luat un premiu 3, cred, sau ceva de genul ăsta, mi-amintesc, un scenariu fantezist. Iar pe urmă începeam să mă gândesc că dacă nu pot face filme, pentru că nu am tehnologia și aparatura necesară, pot să le scriu. Și scriindu-le, le văd în fața ochilor. Și văzându-le în fața ochilor, sunt primul lor spectator. Și practic filmul a ieșit la public, doar că la un public de un singur spectator, așa fiind însuși autorul. În Inception se spune că o idee asemănătoare cu un virus este extrem de contagioasă și rezistentă. Chiar și cel mai mic sâmbure de idee poate să încolțească în ceva care te definește sau dimpotrivă te poate distruge. Întrebarea mea este, cum alegeți sâmburele de idee pentru un film din atâtea posibilități? N-aș putea să răspund. Poate testându-le pe fiecare în parte și văzând care rezistă mai mult la atacuri cu vaccinul. Dacă există unul foarte rezistent la vaccin, atunci ăla s-ar putea să fie virusul cel bun. Timpul? Timpul e un vaccin bun? Timpul relativ, adică nu aștept 2 ani să văd dacă îl vaccinez de îndată și dacă peste câteva zile continuă să provoace simptome, s-ar putea să fie ideea cea bună. Aveți, sunt sigură, multe idei în sertar. Da. Vi se întâmplă să vă întoarceți la o idee, să o lăsați, să o mai modificați? Da. Vi se întâmplă lucrul ăsta, nu? S-a întâmplat de mai multe ori, da. Din cele 7 filme care s-au materializat în filmografia mea, niciunul a fost însă un film la care să mă întorc peste ani. Ba da, de fapt greșesc. Primul film, E periculosul Sporges, era deja scris, plecasem din țară, m-am întors după Revoluție, iar ce aveam eu, produsul cel mai recent, cel mai proaspăt din tolbă, era Restul e tăcere. Nu putea fi produs la ora aceea, nu existau bani și da. Cred că existau, da, în sfârșit. Nu era atunci momentul. Și m-am întors la un scenariu pe care scrisesem cu mulți ani în urmă, la absolvirii facultății și l-am preluat din sertar, l-am modernizat, l-am rescris și așa a ieșit filmul meu de debut. Restul însă au fost filme pe care le-am scris și am încercat să le fac cu anii. Nu le-am abandonat și le-am regăsit mai târziu. Ați pomenit de Periculosul Sporgesi. Ce vă aduceți aminte despre această experiență? Păi multe mi-aduc aminte. Momentele în care încercam să golesc străzile de mașini, de autoturisme, deși în mod logic n-avea sens. Era logic ca pe acele străzi să existe, să treacă și o Dacie, să fie și 3 mașini parcate, dar eu nu vreau să am nimic. A fost o decizie stilistică, instinctivă, așa la nas, că filmul acesta, dacă trebuie să arate un pic altfel, mai și nu atât de tare ca filmele românești care ne exasperau pe toți pe atunci, unul din elementele care trebuie să lipsească, pentru că sunt dă urât în cadru, este Dacia. Dar dacă scot
Dacia le scot pe toate și scot toate mașinile. Și atunci filmul a căpătat așa un fel de aer de aură interbelică, de loc în care nu s-a întâmplat nimic, de un trecut mai îndepărtat decât cel recent despre care povesteam. În și cum ați făcut să... Cu producția. Cu producția? Da, da, da. Mă rog, scoateți la vremea toate... respectivă exista încă o disciplină a autorității. Dom'le, scoate mașina aia și o pui înapoi când îți spunem noi. Strada asta liberă. Da, se eliberau străzi, bineînțeles. Dar au fost multe amintiri de acolo. Eu știu, eu m-am întors în locul în care făcusem stagiu militar. Și de unde plecasem de acolo soldat, m-am întors regizor de film. Unde ați făcut stagiu? La Caracal? La Caracal, da. Și era o mare, un mare sentiment de victorie să vin înapoi în Caracal cu o echipă în spatele meu, comandant de oști, de, în sfârșit, da, da, și da. Comandând și soldaților în uniformă, dar și celor în civili care roiau pe aparatul de filmare. Ce imagine, ce întoarcere! Mi se părea că sunt Mihai Viteazu, că l-are pe Acalul Alb la Alba Iulia. O parte extrem de importantă din munca unui regizor este castul. Alegerea actorului potrivit în rolul potrivit. Personajele din filmele dumneavoastră sunt credibile, sunt spumoase, sunt iubibile. Cum treceți dumneavoastră prin această selecție a actorilor? Fac audiții, dau probe și de pe o perioadă destul de extinsă și pentru rolurile care mă interesează în mod deosebit, pot să încerc până la 30-40 de actori ca să mă hotărăsc la unul dintre ei. Dar și, chiar și pentru apariții, chiar și pentru rolișoare de o replică sau o figurație specială care trebuie să aibă un anumit impact în secunda aceea din film, văd cât mai multă lume. Acum, sigur că de la un moment dat intervine un gust personal, intervin niște intuiții despre cum s-ar potrivi X cu Y și X plus Y cum s-ar potrivi cu Z și din momentul acela începi să te gândești și să-i aduci pe cei care îți fac... Astea nu sunt noutăți, adică nu le fac eu și le-am inventat. Se fac peste tot în lume. Se cheamă recall-uri, de exemplu. Actorii sunt foarte fericiți acum când se fac filme străine în România dacă sunt chemați la un recall. Adică dacă au fost vreodată, au spus două replici, li s-a luat numele și adresa, după care sunt chemați a doua oară. Înseamnă că ceva din ce au făcut ei a convins pe altcineva din echipa de producție sau din echipa de regie. Deci se fac lucrurile astea și sunt construite pe etape și până când ajungi la, în sfârșit, castul cu care vei intra în producție și în filmări. Și îți faci cruce și îți dorești ca alegerile tale să fi fost cele bune. De multe ori în filmări ai confirmări asupra alegerilor tale și atunci ești foarte fericit. Dar alte ori se întâmplă ca un actor să nu fie la înălțimea probei pe care o dăduse cu câteva luni înainte. Și atunci ce faceți? Depinde. Acum se fac și compromisuri, dar nu o să mă apuc să schimb un actor. Se în mijlocul poate întâmpla, filmărilor. Dar e greu, foarte greu să schimbi un actor care deja a filmat, să-l schimbi. Da. Dacă n-a să filmat, refilmezi tot. Bineînțeles. Asta e foarte greu și nu... Sunt foarte puține cazuri în istoria cinematografiei în lume în care așa ceva s-a putut întâmpla. Unul din cazuri a fost Pădurea Spânzuraților, dacă pasăm. Ce să faci? Încerci să-l împingi, să-l conduci, să-l ghidezi cât mai aproape de ceea ce, ai avut ca imagine mentală în momentul în care te-ai hotărât să-l alegi. Așadar, vă dați timp în procesul ăsta de casting. Da. Da, pentru că la filmare timpul acesta nu va mai fi. Știu că există un actor italian pe care l-ați îndrăgit. Și ați dorit să joace în filmele dumneavoastră. Și cu toate astea, așa, după ani și ani, da, nu s-a potrivit, nu s-a întâmplat. Eram copil, vedeam o serie de westernuri, dar nu westernuri americane, westernuri italienești, se chema westernul spaghetti. Da, și da. Una din vedetele acelor ani era Giuliano Gemma. Astăzi nu se mai știe nimic de el. A murit între timp. Dar sigur că devenise așa un fel de mitologia copilăriei mele, cowboyul Giuliano Gemma, care scuipă țigara din gură și trage cu pistolul, dar da. În sfârșit. Povestea este că la un moment dat, când am fost întrebat de către taică ce vreau să mă fac când o să fiu mare, am spus Giuliano Gemma. Și de ce vrei să fii Giuliano Gemma? Și am spus că e cel mai tare, drept, cel mai rapid, cel mai caftangiu, cel mai super băiat, cel mai, în sfârșit, chestii de genul ăsta. Iar care taică mi-a deschis ochii spunându-mi că există undeva nevăzut, dar în preajma lui Giuliano Gemma, un personaj care poate face cârpă de praf.
din Giuliano Gemma. Zic, nu se poate așa ceva, nu există povești basme. Nu, 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 există. Și așa am aflat de personajul numit regizor și mi-am dorit să fiu omul care să facă cârpă de praf din Giuliano Gemma. Iar mulți ani mai târziu în Italia, când am făcut primul și singurul meu film italian, Dolce Far Niente, în așteptarea unui răspuns de la o vedetă de mare calibru, Giancarlo Giannini, am zis, pentru ca să mă asigur cu un plan B, să mă întâlnesc și cu Giuliano Gemma, care era la ora aceea un domn mai în vârstă și în sfârșit a făcut o carieră fără multă strălucire, dar solidă, așa, pusă temeinic ancorată. M-am întâlnit cu el, mi-am dat seama că nu-l pot lua în rol pentru niște elemente care țineau de fizic și de tehnic, mm-hmm, și în sfârșit. Și am descoperit un om atât de drăguț, atât de minunat și atât de cald, care a intuit cu experiența pe care o avea la momentul respectiv că nu va lua rolul și mi-a spus că cam știe, miroase regizorii care îl vor angaja și cei care nu îl vor angaja, dar dacă se va întâmpla prin absurd că va veni cu cea mai mare bucurie, că i-am povestit că din cauza lui am ajuns regizor. Și am avut așa un sentiment de tristețe sfâșietoare aproape, pentru că iată, îmi împlinise visul copilăriei, făcuse în cârpă de praf din Giuliano Gemma, dar lucrul ăsta nu mai dădea niciun fel de bucurie. Satisfacție, da. Da. Stere Gulea ne-a mărturisit pe scaunul acela că regretă foarte mult că n-a lucrat cu Gheorghe Dinică. Dumneavoastră nu numai că ați lucrat cu Gheorghe Dinică, dar l-ați distribuit într-unul dintre cele mai iubite roluri de către publicul român. Un personaj emblematic. Cum a fost experiența asta cu Filantropica? Perfectă. Eu știam din start că Dinică va fi cel care va întruchipa acest personaj, pentru că îl scrisesem cu el în cap. Eu n-am scris niciodată, cu acea excepție al lui Pepe Pavel Puiuț, n-am scris niciodată un rol având în cap deja un actor. Deci prima oară când vi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar în același timp eram, mă rog, avertizat că este un actor care poate fi dificil, care dacă nu îi prin voie se face probleme pe platou. Nu s-a întâmplat niciodată chestia asta. E adevărat că el a venit după o filmare epuizantă la Lucian Pintilie, la după amiezele unui torționar. Era foarte obosit pentru că fusese extrem de solicitat. Aveam destul de puține zile de filmare pentru a acoperi tot rolul. Dar era o echipă rodată, eram pe finalul perioadei de filmare, eram rodați, cam știam cum să ungem mecanismul ca să funcționeze. Și lucrurile s-au desfășurat extrem de bine și de simpatic și cu bucuria, așa îmi imaginez, amândura și a lui și a mea, de a ne încerca forțele cu acest rol. Eu ca regizor, el ca actor. Și a fost o poveste de dragoste până la urmă, pentru că am rămas foarte bun prieten și tristețea mea este că n-am mai avut ocazia să fac un film ulterior în care să-l mai exploatez. Da. Cineva spunea despre Filantropica că niciodată sărăcia nu a arătat mai poetic. Așa mi-am propus, da, n-am vrut să fac un film mizerabilist, am vrut să fac un fel de să fie o sărăcie a la Chaplin. Da, cu umor negru. A la Chaplin, da, da. Restul e tăcere, e filmul meu preferat, românesc. Și sunt sigură că ați auzit lucrul ăsta de foarte multe ori. În ce măsură este povestea lui Grig povestea dumneavoastră? Nu este. Dar după ce am terminat acest film, a devenit povestea mea. Povestea unui regizor și a unui producător într-o relație de dragoste, ură, de putere, de mecanism al puterii între bani și talent, de exemplu. Asta m-a interesat să povestesc în momentul când am scris scenariu, dar eu nu aveam această experiență, pentru că nu făcusem încă niciun lungmetraj. N-avusesem vreun producător, în afară de Partidul Comunist Român, care să-mi spună ce să fac și să-mi taie din filme. Deci am scris din imaginație și din ce știam din cultura mea cinematografică, apropo de ce se întâmpla în România pe atunci, adică la începutul secolului, și ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei cinematografului mondial. Ceea ce am povestit eu în Restul de tăcere urma să mi se întâmple mai târziu, la filmul Close to the Moon. Ce a fost o preboniție. Da. Adică a fost un film antebiografic. nu autobiografic, ci antebiografic. Relația mea cu producătorul american la Close to the Moon a fost destul de reliefată. Cu urcușuri și coborușuri. Exact. Cum e orice relație. Da, da.
Ați avut unul dintre cele mai mari bugete alocate pentru acel film. La momentul respectiv a fost chiar cel mai mare. Ulterior a fost depășit și nu e de mirare. A trebuit să reconstruiți Bucureștiul din 1911. Da. Cum limitează bugetul, că tocmai ați adus în discuție, lumea construită de un scenarist? Păi limitează, pentru că e foarte ușor și frumos să scrii pe hârtie. Un castel. Bulevardul e plin de lume, trăsuri, cai, birje, mașini de ultimă, și toate astea se întâmplă la 1900. În primul rând, figurații costă. Ca să umpli un bulevard, trebuie să te gândești care va fi unghiulația care să-ți permite să dai senzația că bulevardul e plin de lume, dar să nu fie plin de lume, că nu o să ai niciodată atâția bani să plătești atâta lume. Mii de oameni. Toate lucrurile astea fac parte din nevoia de a te adapta, de a încerca să salvezi anvergura imagistică sau vizuală a poveștii pe care ți-ai propus-o, în așa fel încât să trebuiască să păcălești ochiul spectatorului, făcându-l să creadă, să-și facă el imaginea de ansamblu în cap, tu dându-i câteva elemente pe care de care el să se agațe. Pentru personajul lui Ovidiu Niculescu vă doreați un actor mai în vârstă. Da. Și tocmai spuneam ce machiaj fabulos și mi-ați spus că se putea și mai bine. Cum l-ați ales pentru acest rol? Păi, în urma unor multe probe, negăsind după ceva timp, eram cumva în criză, nu găsisem acel leon pe care mi-l doream. Pe Ovidiu îl distribuisem deja într-un rol ceva mai mic, dar totuși un rol important în film, și într-o bună zi îmi spune, mă roagă el, nu m-aș fi gândit niciodată, mă roagă el să-l las să dea și el o probă pentru Leon. Și am spus, băi, poți să dai o probă, dar n-ai nicio șansă, că n-ai vârsta. Zic, băi, încerc așa și eu. A dat o probă, proba era foarte bună, dar sigur că el avea 32 de ani la și momentul ăsta. Și personajul avea în jur de 55 de ani. Așa l-ați gândit, da. În jur de 55. El era foarte tânăr, 32 de ani. Și am spus, dom'le, este foarte clar că dacă vei face remake-ul acestui film peste vreo 20-30 de ani, te iau atunci. Am venit să mă cer ceva. După care am stat și am revăzut proba cu mai mulți prieteni și la un moment dat mi-a spus, dom'le, hai să fac un experiment totuși. Dacă Miloș Forman a reușit să facă cu un actor tânăr acel bătrân Salieri din Amadeus, poate să putem și noi. Și am încercat și sunt mulțumit de Ovidiu, a făcut un mare rol, după părerea mea, acolo. Incredibil, da. A fost, până la urmă, cea mai bună alegere pentru cred ăsta. Că da. Nu știu cred ce, da. Pe cine cred ați mai avut la casting, dar rezultatul este incredibil. Ați lucrat tot timpul cu actorii străini, până la vedete de talie internațională, iată, în Closer to the Moon, actor cu care orice regizor și-ar dori să lucreze. Ați sesizat vreo diferență în metoda lor de lucru, având în vedere că în România nu există o școală de actorie de film? Patria actorului de pe orice meridian este filmul și teatrul. Ei sunt cam la fel. Lucrez cu ei cam la fel. Sigur că am descoperit cu stupoare că o vedetă internațională, din cauza faptului că are în spate o experiență și o siguranță, vine cu mai puține ifose și cu mai puține fițe decât un actor cu destul de netitrat, să zicem, ci care se simte vulnerabil și vrea să-și demonstreze că el poate și vrea și face. Și din momentul ăla devine dificil pe platou. A fost o descoperire la care nu m-aș fi așteptat, de exemplu, la primele filme, când am lucrat cu Charlotte Rampling, când am lucrat cu, pe urmă, la Closer to the Moon sau la Dolce Far Niente. Mai degrabă aveam probleme cu actorii de mai mică anvergură decât cu cei foarte... Pentru că doreau, iată, să se epateze, într-un fel. Cei mici, da. Ăștia, cei mari n-aveau nicio problemă, erau profesioniști, știau cum se derulează o zi de filmare și știau cum să facă să le iasă, chiar dacă... ei știu să se salveze chiar și fața unui regizor slab. Aici este forța lor. Un actor mai puțin experimentat este foarte speriat de ideea că s-ar putea ca regizorul să fie slab și să-l pună pe el, actor, într-o poziție vulnerabilă. E adevărat că în școala britanică de actorie am găsit niște lucruri pe care nu le-am găsit lucrând în Europa. De exemplu, cu actor senior, o exactitate și o libertate în a intra
foarte rapid, fără încălzire, fără discuții, fără biografia tatălui personajului meu. Ce a mâncat în ziua respectivă personajul. Da. Fără lucruri de genul ăsta. Sunt niște profesioniști, intră atât de bine în joc, toată chestia, când n-ai, stai și nu prea ai ce să regizezi la ei, adică le spui, bun, mai fac tot ce-ți cer. Mai tragem o dublă așa, de siguranță, dar de fapt am din ce monta secvența. Care este indicația pe care o folosiți cel mai des actorilor? Ce le spuneți, ce le cereți cel mai des? Învață textul, visează textul. Nu crede că dacă îl știi aproximativ, chestia asta nu se va vedea pe platou. Se va vedea de trei ori mai... Vulnerabilitatea ta în fața textului va fi de trei ori mai prezentă pe ecran decât o vom simți noi pe platou. Deci țineți la text. Da. Nu în sensul neapărat că să-l respecte chiar la virgulă, dar în momentul în care un dialog e bine scris, actorul știe că totuși trebuie să-l respecte, că nu poate să-l improvizeze, dar îl învață la jumătate sau la trei sferturi, fracțiunea nanosecunda lui de ezitare se expandează, se vede înfiorător și practic distruge adevărul. Unii spun că, stai domne, că asta, uite, ezitarea asta e adevărată, că de fapt face parte din viață. Poate să facă parte din viață, dar aparatul de filmat simte că ăsta este actorul care ezită, nu personajul care ezită. Și asta se vede. Și costă pe urmă. Cum sunteți pe set? Dacă ar fi să vă vedeți așa din exterior, sunteți nervos, sunteți agitat, sunteți liniștit? Aerian, nervos, uneori speriat, de multe ori extrem de exact, pentru că totuși filmele mele se bazează pe scenarii. Ori pentru ca o să obțin ce vreau și pentru ca să nu bâșbâi și pentru ca să nu încep să acord libertăți, să văd eu ce o ieși, că poate se naște ceva extraordinar. Și... Nu, sunt foarte exact și ne facem lecțiile cu toții, toată echipa, ca o armată de oameni care fiecare trebuie să știe exact ce are de făcut. Cum țineți o echipă în fru? Cum temperați orgolile care se nasc într-un grup? Nu știu să spun asta. Probabil că știu să mă impun atunci și numai atunci când e cazul și să las mai departe lucrurile să se desfășoare într-o atmosferă de oarecare bună dispoziție. Că dacă toată lumea în jur devine încordată, extrem de încordată, extrem de nervoasă, extrem de tensionată, nu se mai naște acea bună dispoziție care creează mai departe jocul, umorul și duce actorul într-o stare și actorul la și echipa, că și ei sunt la fel de importanți, într-o stare de relaxare creativă. Există o veșnică dispută între filmul de festival pentru critici și filmul pentru public. Cumva, într-un mod unic, dumneavoastră ați reușit să împăcați ambele tabere. Din experiența dumneavoastră, ce își dorește publicul român? Publicul român nu știe ce-și dorește și, în general, nici n-ar trebui să știe ce-și dorește. Publicul român ar trebui să fie pus în fața unor obiecte artistice și să reacționeze spontan și cinstit la ceea ce îi se oferă. Altfel să-l întrebe publicul român, da, el știe ce-și dorește. Își dorește, băi, filmele alea cum se fac la ea acolo afară, dar să fie cu actori de noștri îndrăgiți, dar să povestească despre țara noastră și nu așa urât cum o fac, dar să spună niște povești frumoase, că și noi avem și să spună despre peisajele pe care le avem, dar să aducă și niște personaje istorice importante și, în general, să fie de comedie, dar să fie cu și mult caft. Asta vrea publicul român. Na, da. Ce să-i faci? De toate. Da. Mergeți la filme românești la cinematograf? Păi da, că în primul rând sunt invitat de obicei la premiere și mai la premiere. Dar le recuperez și dacă am ratat premiere. Ce v-ar plăcea să vedeți? Ce gen de filme românești v-ar plăcea să vedeți mai des? Nu știu să spun asta. Sunt și eu un spectator și dacă mă apuc să spun ce gen mi-ar plăcea să văd, aș cădea fix în acea capcană din care vă povesteam înainte. Deci vreți să fiți surprins. Vreau să fie alb-negru și color, vreau să fie cinemascop și 3D, vreau să fie cu Florin Piersic și cu Debra Durescu, vreau Da. Se spune că în linii mari există cam 6 tipuri de povești universale, maxim 12 dacă le combin. Dumneavoastră sunteți extrem de original și stilul dumneavoastră este ușor recunoscutibil. Cum vă păstrați prospețimea și originalitatea? Nu știți? N-am niciun răspuns. N-aveți niciun secret. Dar oare mă păstrez? Nu știu. Voiam să-mi iau notițe. Nu știu, nu-mi dau seama dacă îmi păstrez ceva sau dacă mă schimb sau dacă rămâne
să zicem, mă rog, un modul, un nucleu dur al stilisticii mele în fiecare film. Chiar dacă eu încerc să mă reînnoiesc cu fiecare din ele, nu știu să răspund la asta. Iarăși încerc să devin propriul meu spectator. Ceea și ce nu prea pot, e da. Extrem de dificil. După ce se termină perioada de a avea în premieră, de premiera unui film de-al dumneavoastră, mergeți incognito, da, într-o sală de cinema, da, să vedeți reacția, da, publicului. Da, pentru că spectacolul atunci nu mai e pe ecran, e în sală și îmi dau seama de publicul e și el. Poate fi un public talentat sau poate fi un public mediocru. Sau poate prinde o zi bună sau poate prinde o zi proastă. Și atunci, de fiecare dată, studiez un alt personaj colectiv, acest public. Și îmi place să văd că la anumite lucruri se reacționează într-un fel, da, în diferite zile din săptămână, de sigur, exemplu. Sigur, adică, sigur, sigur. Publicul era de la ora 9 dimineața, acum nu mai avem film, da, de la ora 9, dar mă rog. Nu mai avem deloc în perioada, da, asta. Da. Dar cei de la ora 9 nu seamănă deloc cu cei de la ora 6 după amiază. Deci luați temperatura, da, sălii. Da, chiar dacă nu stau tot filmul, stau câteva, nu știu, 10-12 minute. Dar e important. Da, 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 da. Pentru tinerii din România care își doresc o carieră în film și pentru care sunteți un model, ce sfat le-ați da? Să renunțe. Oh, așa de pesimist? Da, după părerea mea, viitorul filmului, așa cum îl știam noi, generația mea, și așa cum l-a mai prins încă generația mai tânără, e în comă? Nu mai e. Va fi ceva, dar va fi altceva, cu totul altceva și nu știu exact ce va fi. Adică un alt tip de spectacol audiovizual care nu mai seamănă cu... nu va mai semăna, cred, mă gândesc, mi-e teamă că nu va mai semăna cu structurile narrative, cu poveștile pe care cinematograful le putea pune în imagini, cu tipul de investiție de timp al unui spectator, o oră și jumătate, două, pe care și-l alocă, cu experiența colectivă a receptării unui film în sală. Totul se va schimba deja astăzi. Vedem seriale în loc să vedem filme și le vedem pe laptop. Sau nu vă sau plac pe seriale, telefon. Nu ba, vă da, îmi plac, ba da, îmi plac și le admir extraordinar și mi se pare că, din punct de vedere al capacității de creație, astăzi serialele americane depășesc cinematograful american. Da. De departe. Dar sunt creații care sunt făcute de un colectiv mare de oameni. De o industrie. Un colectiv creativ. Dar nu mai este expresia personală a unui autor. De aceea zic că cineva care vrea să fie cineast trebuie să fie conștient că expresia lui personală va conta din ce în ce mai puțin în deceniile care vor urma. Nu va mai fi mie, cinema de autor, asta se tot umblă, chestia asta din anii 50, cinema de autor. Nu sunt neapărat adeptul unui cinema de autor, dar sunt adeptul unui cinema de expresie personală, adică undeva povestea pe care o vezi și care îți place sau nu îți place este spusă de cineva. Nu de un colectiv, nu de o corporație. Ce face un film bun din punctul dumneavoastră de vedere? Ce ingrediente? Păi, într-o primă fază, pentru mine, trebuie să captiveze. Să mă fure din fotoliu și să mă ducă în lumea lui. După care, trebuie să nu mă piardă. Odată captivat, trebuie să nu mă piardă. Și dacă poate să mă captiveze și să nu mă piardă și în același timp să mă surprindă și să mă facă să gândesc la final, ăsta e un film bun. Ce vă inspiră? De unde vă luați sursele de inspirație? Din viață? Aveți un carnețel la dumneavoastră să notați diverse gânduri? Da, fac și carnețele, am și diverse lucruri de tipul ăsta. Țin la mine tot timpul când mă duc seara prin restaurant un carnețel, dacă din conversație vine vreo idee să o pun acolo, să o notez, că altfel zboară și nu te mai întâlnești cu ea. Nu există că mi-au inspirația de acolo, de acolo și de acolo. De oriunde din vine, viață. De oriunde vine, e binevenit. Asta e tot. Ce proiect aveți în derulare? Am un proiect, nu voi vorbi despre el. Evident, sunt de superstițios? Da, dacă încep să vorbesc despre el înainte de termen, nu se mai face. Dar este acolo, în cuptor. Da, da, da. se da. Coace. Și un regret pe care îl aveți ca și regizor? Un proiect care nu s-a mai făcut? Un actor cu care n-ați apucat să lucrați? Am câteva proiecte care nu s-au mai făcut și probabil că nici nu o să se facă. Îmi pare rău că Asfalt Tango a fost al doilea film al meu. N-ar fi trebuit să fie al doilea. A fost strategic o greșeală să fac Asfalt Tango ca film
numărul 2. De ce? E greu de povestit, pentru că așteptările în ceea ce mă priveau, mai ales cele internaționale, la momentul E Pericoloso, erau în altă zonă. Am înțeles. Și am venit și am surprins cu ceva cu care și am derutat. Și deruta aceea nu mi-a servit. N-a fost în folosul dumneavoastră. Da, cum faceți pace cu senzația asta? Diferența asta între ce v-ați gândit și ce a ieșit? În teatru mi-e mai greu să fac pace, pentru că, de exemplu, în teatru, fiecare spectacol este altfel, poate mai bun, poate mai slab decât ce am gândit eu și mă doare orice tip de... Dar îl puteți ajusta? Nu prea mai poți. Odată spectacolul ieșit la public, nu mai ai spații de repetiții, nu mai ai timp de repetiție. Poți să mai faci, să vorbești cu fiecare actor în parte, dar ansamblul nu-l mai poți controla. Și atunci, pentru mine, regizor, este frustrant să văd că nu e fix spectacolul pe care l-am avut în cap și pe care l-am construit bucățică cu bucățică. La film se întâmplă altceva. Petreci după ce ai terminat filmările și începi să reconstitui filmul în montaj din bucățele și se creează o mulțime de lucruri, dar îl vezi de atâtea ori, îl reiei de atâtea ori, îl refaci, îl recizelezi de atâtea ori, încât până la urmă te obișnuiești atât de tare cu rezultatul, încât pe moment este tot ce ai putut face mai bun. Sigur. După care se poate întâmpla ca după niște luni sau niște ani de zile să vezi anumite lucruri pe care le-ai fi putut face mai bine, diferent. Dar n-ai avut distanța necesară pentru a le putea. Dar în ce mă privește, n-au fost lucruri atât de grave încât să mă facă să regret aventura în totalitate. Da. Dacă aveți un mesaj pentru cei de acasă, ce ați vrea să le transmiteți celor care v-au ascultat în această seară? Eu știu, sănătate. Și că îi așteptați la teatru. La teatru când se vor deschide, da. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. O mare bucurie ne-ați făcut. Cu dumneavoastră mă văd data viitoare. Până atunci să aveți o seară minunată.